Toată lumea din orașul Shori Kids iubea Crăciunul. În fiecare Crăciun, familiile din tot orașul ridicau cel mai mare și mai frumos brad de Crăciun pe care îl puteau găsi. Dar până la Crăciun, trebuiau să sărbătorească Ziua Recunoștinței. Cu o zi înainte de sărbătoare, Clayton, un șoricuț drăguț, ieșise la plimbare prin orașul Shori Kids. Răcoarea aerului de afară îi tot amintea de Crăciun. Știți ea? Spuse el cu voce tare. Anul acesta eu voi găsi cel mai mare blat de Crăciun care a fost văzut vreodată. Departe, la câteva case distanță, prietenul lui Clayton, pe nume Desmond, gândea același lucru. În noaptea aceea, Clayton a ajutat-o pe mama, l-a ajutat pe tata, pe fratele său și pe sora lui Trudy să facă o caserolă specială cu brânză și o plăcintă de nuci pentru Ziua Recunoștinței. La casa lui Desmond, Desmond și fratele său Morris l-au ajutat pe unchiul Vernon să gătească o oală mare de legume și o prăjitură cheesecake. A fost atât de delicios încât se pare că toată lumea a mâncat mult prea mult. În dimineața următoare, Clayton se trezi de vreme. Voia să fie primul care ajunge în pădurea cu braz de Crăciun a Clarei, care era aflată la marginea orașului. În felul acesta își putea alege cel mai mare brad. Ce credeți? Desmond sări din pat cu același gând. Clayton era grăbit să ajungă la Clara, dar era foarte greu să meargă repede, pentru că avea burtica încă plină de la cina de Ziua Recunoștinței. Când a ajuns în pădurea cu brazii de Crăciun, se uită în jur. Nimeni nu era încă acolo. Câteva clipe mai târziu, desigur că sosi și Desmond. Chiar și burtica lui era prea plină de la cina de Ziua Recunoștinței și lui era greu să se grăbească. Odată a ajuns, respiră adânc și se avântă înăuntru. Clayton se tot plimba printre brazi. Aici găsise unul drăguț, dar era mult prea mic. Mai era altul, dar avea vârful rupt. Puțin mai departe era altul, dar era de înălțime medie și avea chiar și goluri mari între ramuri. Așa că își încercă norocul pe un alt rând, dar a întâlnit aceeași problemă. Atunci Clayton se sprijini de un copac. Era cam slăbănoc și foarte înalt. Nu voi găsi niciodată copacul pe care îl vreau, a spus el. Mai bine am să plec acasă. Departe, Desmond, strămându-se la un alt copac, spuse: Nu voi găsi niciodată copacul pe care îl vreau. Mai bine am să plec acasă. Când ajunse acasă, era ora prânzului, dar încă fiind obosit, Clayton s-a pus în pat. Desigur că și Desmond, când a ajuns acasă, era obosit și s-a pus și el în pat. În acea seară, Clayton a ieșit din nou să caute cel mai înalt și frumos brad, iar în același timp a ieșit și Desmond. Clayton se duse la marginea cea mai îndepărtată a pădurii cu braz de Crăciun. S-a uitat, s-a tot uitat, dar niciunul dintre ei nu arăta ca fiind cel mai mare copac văzut vreodată. La marginea cealaltă a pădurii, Desmond avea aceeași problemă. Începând să-și piardă speranța, Clayton se învârti în jurul unui trunchi foarte gros. Desmond făcu același lucru și tădu nas în nas cu Clayton. Pun taliu că ți tu cauți cel mai mare blat de Crăciun văzut vreodată, spuse Clayton. De ce nu-l căutăm împreună? Bucuros, Desmond spuse: Nimeni nu a spus că nu am putea. Și uite așa, porniră vesel amândoi. S-au uitat, s-au tot uitat, și în stânga, și în dreapta, până la lăsarea stelei. Iar
când erau gata să renunțe, chiar acolo, în mijlocul pădurii, găsiră un brad de Crăciun atât de mare și de înalt, de parcă atingea cerul. Cum îl vom tăia? Întrebă Cleitul. Este mult prea mare pentru noi doi. Dar unde îl vom pune? Adăugă Desmond. Nu va încăpea niciuna din casele noastre. Clayton și Desmond zâmbi. Ne vor ajuta familiile noastre. Și chiar așa s-a și întâmplat. Tatălui Clayton și unchiul Vernon au venit cu topoarele lor, iar cu ajutorul băieților au reușit să taie gigantul brad de Crăciun. Majoritatea familiilor și-au chemat prietenii și împreună au dus bradul în curtea din fața lui Clayton. Ei l-au decorat cu cele mai minunate ornamente și lumini colorate. Iar în ajunul Crăciunului, toți locuitorii orașului Șorichiți au sărbătorit în jurul cel mai mare brad de Crăciun. Clayton și Desmond au bătut cuba. Am reușit! Spuse Clayton. Cu toții împreună! Sfârșit!